E revoltător să vedem cum Partidul Național Liberal a profitat de suferința oamenilor și de starea de urgență pentru a băga adânc mâinile în banii românilor, așa cum s-a întâmplat la Unifarm. În tot acest timp, cetățenilor le era transmis faptul că nu mai sunt bani și pentru ei, pentru majorările legale de alocații, pensii ori salarii. Dovezile prezentate de DNA în cazul Unifarm demonstrează furtul fără precedent pus la cale pe timpul pandemiei de către protejatul lui Orban de la Unifarm, Adrian Ionel, împreună cu firmele de casă ale Partidului Național Liberal. Cinismul actualei puteri nu are limite. Dreapta Unită PNL-USR se laudă cu promovarea de noi politicieni, cinstiți, chiar în timp ce DNA prezintă public dovezile jafului de la Unifarm. Din datele DNA aflăm despre sute de mii de euro, despre contracte măsluite și despre legăturile de tip mafio dintre șefii Unifarm numiți sau protejați de PNL și firmele de casă ale liberalilor către care s-au scurs contractele cu dedicație și banii statului. În ciuda acuzațiilor și a dovezilor publice prezentate și de DNA și de Curtea de Conturi, Orban nu a răspuns până acum la întrebările legate de corupția pe care această guvernare a Dreptei Unite a ridicat-o la rang de politică de stat. PSD cere să se răspundă public la lista de întrebări care devine din ce în ce mai lungă. Românii trebuie să afle dacă Orban a vorbit în timpul pandemiei cu patroana firmei implicate în scandalul de corupție de la Unifarm și dacă Orban confirmă sau infirmă informațiile apărute în presă cu privire la presiunile sale asupra directorului Unifarm.